Nenorocirea a avut loc sâmbătă dimineață. Băiețelul se juca afară pe un morman de zăpadă. Se dădea pe derdeluș și a alunecat, spun martorii, direct în haznaua acoperită cu zăpadă. Nimeni nu l-a văzut însă. Au fost doar presupunerile bunicilor care l-au căutat disperați imediat ce i-au sesizat dispariția. La o cabană privată, proprietarul cu un nepoțel de 4 ani jumate, 5, și mai mulți copii care trebuia să vină la, în zona pârtilor să schieze și să dea cu săniuțele, a ieșit mai înainte și a alunecat pe zăpadă și a mers exact în dreptul capacului de la o hazna și a picat în ea. Copil de 4 ani jumate a alunecat, s-a jucat, a alunecat într-o hazna. Neacoperită. Neacoperită, da. Au reușit să-l scoată? Da, l-au scos. A scos un jandar. Da, cred că vreo 3, eu știu, o în jumătate hazna, de oră. Cam o jumătate de oră. Dăm telefon. Și l-a scos un jandar. A intrat frigul ăsta? În hazna și l-a scos. Păi cred că s-a înnecat, eu știu. Era și apa acolo. S-a înnecat. Sincer, îmi pare rău. Da, foarte greu. E o gură de canal de 40x40. Se mai poate intra în ea doar un copil? Și un om foarte slab. De 40x40. Acum era neacoperită? Da, are două guri. Este neacoperită. Este înaltă de 2,80 m și adâncă de peste 2 metri. Era apă peste 2 metri în ea. Și copilul era cu fața în sus. Cam cât a durat? Cât a stat copilul acolo? Nu știe nimeni. Am auzit foarte târziu. Deci nimeni nu știe când a picat copilul, nici măcar nu știa că copilul este acolo. Eu așa cred. I-a observat lipsa. I-a observat lipsa și a strigat copilul și atunci am auzit țipând. Și am ajuns, dar foarte târziu. Cine l-a văzut acolo? Nu l-a văzut nimeni. Nimeni nu știa că copilul este în canal, deci după urme. Deci copilul nu se vedea înăuntru. Cine l-a descoperit? Bunicul, cred că. Nu l-a descoperit nimeni. Deci a zis, domnule, n-are unde să fie decât aici. S-a legat cu sfoară domnul jandarm și l-am ținut de sfoară și a intrat și l-a scos. Urmele lăsate pe zăpadă i-au condus pe cei care îl căutau în apropierea haznalei. Au sunat la 112 și un echipaj de jandarmi a sosit în cel mai scurt timp la fața locului. Șeful postului de jandarmi montani a fost cel care s-a încumetat să coboare în hazna cu ajutorul unei frânghii. L-a găsit pe copil cu fața în sus, plutind în lichidul adunat în hazna. Pur și simplu era un fel de derdeluș. S-a dat pe un derdeluș copilul și a căzut efectiv în ea. Nu avea capac, nu avea nimic. S-ar fi înnecat sau de frig? Da, nu. Și una și alta, vă dați seama. În urma apelului de 112 ne-am deplasat în cel mai scurt timp la fața locului. Am identificat cu precizie zona, ajungând aproximativ într-un minut. Am observat copilul într-o hazna la o adâncime de 3 metri. Am intrat rapid, în cel mai rapid mod, am intrat în hazna propriu-zis. L-am găsit, l-am scos la suprafață, l-am învelit cu o pătură și l-am dus la casa de vacanță. Nu mai era. Nu pot să precizez dacă era în viață. L-am găsit în apă cu fata în sus. Nu pot să precizez dacă era în viață. Plutea. Era deasupra apei. Era efectiv în hazna. Salvamontiștii veniți la fața locului i-au acordat primul ajutor micuțului până la sosirea ambulanței. Timp de 3 ore, medicii de pe ambulanță l-au resuscitat pe micuț în speranța că l-ar putea salva. Cât timp ați resuscitat? 3 ore. Peste 3 ore. N-a avut nicio șansă. Ne Da. Când am ajuns, victima era în stop cardiorespirator. Am început manevrele de resuscitare timp de 3 ore și victima nu a dat niciun răspuns. Da. Și șoc hipotermic. Timp de 3 ore am resuscitat. Am făcut manevrele de resuscitare. Nu a dat niciun semn. În ciuda tuturor manevrelor efectuate de medici și de pe cele două ambulanțe sosite în Rânca, copilul a fost declarat mort în cele din urmă. Cadavrul copilului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru ca medicii legiști să se pronunțe cu privire la cauza morții. În urma necropsiei, aceștia au stabilit că micuțul s-a stins în urma unei asfixii mecanice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.